Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Poate ați remarcat, de fapt sunt convins că ați remarcat că numai departe de ieri, din 5 ascultători care au intrat în direct la 7 și 30 de minute, 2 erau răciți cobză, li se adaugă încă unul. Astăzi. Avem și în studio răciți cobză. Da, din 3 cât suntem acum în studio, unul, adică al vostru subsemnat, devotat, este și el răcit cobză, nimic grav, doar o viroză. Asta este, am sunat-o pe doamna dr. Sandra Alexiu, președintele Asociației Medicilor de Familie București-Ilfov. Sărut bine, doamna doctor! Bună dimineața! Spuneți-mi, e deja o explozie de viroze respiratorii sau am eu ghinion aici? Nu, e chiar o explozie de viroze respiratorii, explozie care se întâmplă de câte ori se răcește vremea. Deci cam... Păi unde se răcește? Că e cald afară? Sunt recorduri de temperatură. Seara e destul de rece, suficient cât să circule mai bine virusurile cu care ne afectează în zona asta, în perioada asta. E vreo caracteristică anume acestei viroze? Adică, pe mine, de exemplu, mă doare în gât și îmi curge un pic nasul, dar nimic altceva. Nu, sunt simptome uzuale pe care le avem de câte ori suntem răciți și în funcție de reactivitatea fiecăruia. Că nu avem toți aceleași simptome, dar în general ne curge nasul, ne doare puțin gâtul, ne deranjează un pic când înghițim, uneori se umflă ganglionii, unele persoane fac febră, de asta spuneam că e în funcție de reactivitatea fiecăruia. Unii tușesc, unii tușesc sec, alții tușesc productiv, alții doare capul, cam așa stăm. E vreo grupă de vârstă care pare mai afectată? Nu neapărat o grupă de vârstă dacă ne referim la răcelile uzuale. Grupele de vârstă sunt grupe de risc, mai ales la lucrurile mai complicate. Și aici mă refer la gripă. Sau la COVID. Nu, mă gândeam dacă se manifestă mai dur la copii sau la bătrâni sau... Nu, se manifestă mai dur atunci când nu stăm foarte bine cu imunitatea. Deci depinde, de asta spuneam că depinde de reactivitatea fiecăruia, că depinde cum suntem de bine echipați cu sistemul imunitar care ne apără când venim în contact cu diverse, cu diversi microbi. Ce tratament general recomandați în astfel de situații? Având în vedere că vorbim de virusuri și pentru că nu există tratamente care să omoare virusurile la ora actuală, cel puțin în marea, imensa majoritate a situațiilor, nu putem face decât să ne apărăm cu medicamente simptomatice, cum le numim noi. Adică să combatem ceea ce observăm deja. Avem febră, luăm medicamente de febră, respectiv paracetamol, cel mai folosit. Avem dureri de cap, luăm medicamente de dureri de cap, să zicem ibuprofen, în toate manifestările și în toate felurile de condiționări din farmacii. Dacă avem nasul înfundat, folosim picături de nas. Dacă, din contră, avem foarte multe secreții nazale, nu avem nevoie de picături, ci trebuie să golim nasul, de trebuie să suflăm foarte des. Se mai întâmplă să ne doară mușchi, și atunci folosim tot felul de frecții. Dar, în general, lucrurile astea nu au rolul de a vindeca și nici nu scurtează durata răcelii. De asta și zic ca la populară că răceala durează 7 zile cu medic și o săptămână fără medic. Inhalațiile? Doar ne ajută să ne simțim un pic mai bine. Inhalații cu aerosoli? Aerosolii, în general, se folosesc pentru ca ceea ce luăm din aparat să ajungă în plămân. Așa că dacă noi suntem răciți la nivelul nasului, cum se întâmplă de obicei și al faringelui, adică doar în gât, nu avem nevoie de aerosol, pentru că ne-ar putea face chiar mai rău. Dacă facem aerosol cu sări fiziologice sau cu apă de mare, o grămadă de apă cu sare intră în plămân și trebuie eliminată. Asta stimulează reflexul de tuse. O să tușim mai rău. Bun, să vorbim un pic despre un virus care, în mod cert, este mai periculos, virusul gripal. Ar trebui să ne temem de gripă? Sezonul acesta au început să apară cazuri? Da, ar trebui să ne temem, dar nu neapărat pentru că au început să apară cazuri, pentru că asta chiar nu este o mirare. În general apar cazurile prin septembrie-octombrie. Ar trebui să ne temem însă pentru că avem privilegiul de a vedea ce s-a întâmplat în sezonul precedent pe pământ și asta ne dă date suplimentare la ce să ne așteptăm. În emisfera sudică de obicei este iarnă când la noi e vară și invers, așa că asta ne dă ocazia să vedem ce s-a întâmplat la ei înainte ca gripa să vină la noi. Din nefericire s-a întâmplat că a fost un sezon foarte complicat, cu multe cazuri și grave, cu un debut al sezonului mult mai devreme decât de obicei, deci înainte cu o lună față de cum se întâmpla de obicei, și un sezon care a avut două vârfuri, al doilea fiind mai important,
cu multe cazuri și cu cazuri grave, internări și cu decese chiar. De asta, și asta în țări unde acoperirea vaccinală cu vaccin gripal este mult mai mare decât cea de la noi. Ar trebui să ne preocupe sau să ne îngrijoreze, sau vă așteptați la o creștere semnificativă a cazurilor, a numărului de cazuri de COVID în perioada următoare? Este foarte posibil să se întâmple asta și se întâmplă pentru că, în general, în sezoanele reci, stăm mai mult aglomerați, mai mult în case, închiși în situația în care virusurile se transmit prin aer. Bineînțeles că într-o cameră sau într-o încăpere unde sunt mai multe persoane se transmite mai ușor răceala de la unii la alții. Așa că de asta, în general, iarna sunt mai multe cazuri. Și da, ne așteptăm să crească numărul de cazuri. Deja s-a întâmplat în alte regiuni unde numărul de cazuri sunt puse transparent la vedere și se anunță. Sunt deja în alte state creșteri importante, internări, iarăși aceleași tipuri de alerte pentru cazuri complicate, mai ales la cei care au deja niște boli deja cunoscute ca și comorbidități. Mulțumesc foarte mult pentru toate explicațiile. A fost în direct în deșteptarea doamna dr. Sandra Alexiu, președintele Asociației Medicilor de Familie București-Ilfov. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.